Alexandra, nu doar în capitala țării spiritele se inflamează, și la țară, să știți că sătenii întorc situația pe toate părțile. Într-o comună din Bacău, de exemplu, multă lume ia apărarea lui Sorin Grindeanu, despre care localnicii spun că ar trebui lăsat să-și ducă la bun sfârșit ce a început. Alții se gândesc deja că o să treacă moțiunea și o văd premier pe primarul Gabriela Firea. Există însă un punct în care sunt cu toții de acord. Cel mai important este ca cei care ajung să guverneze să facă bine poporului. Sătenii din Săucești nu se pricep așa de tare la politică, dar asta nu îi împiedică să discute și ei despre ce se întâmplă la București. Pe ulițe, acasă la ei, prin cărciuni, cu familiile sau vecinii, cel mai dezbătut subiect este moțiunea de cenzură. Cred că premierul Grindeanu a greșit. De ce? De ce? Fiindcă el este membru de partid PSD și trebuia să-și depună demisie. Un pic mai încolo, în curtea lui, dăm de domnul Gherga. Eu aș vota în felul următor, bine. Binele pentru poporul românesc, partea de jos, aș vota. Nici chiar să le fie bine cum e binele lor, dar nici să moară de foame. Un alt sătean de 78 de ani este supărat tare pe președintele PSD, Liviu Dragnea. Face contra partidului lui, face moțiuni și... Da. Dar ce rost are spate? Spune cu 2 săptămâni înainte că e foarte bun guvernul, ce și acum hop, dintr-o dată... Dacă ați fi parlamentar, cum ați vota această moțiune? Pentru sau împotrivă? Împotrivă. Se rămână Grindeană, că așa că tot făcut, tot făcut bine până acum. Să o pun pe Gabriela Firea prim-ministru. Credeți că ar renunța la funcția de primar pentru cea de premier? Cred că da. Cred că da. Dar e o femeie cu mână de fier. Tot ce vorbesc, nu face. Aș fi vrut să fie bine. Deci, indiferent ce se întâmplă, numai să fie bine. Deci să fie bine pentru toată lumea.